Două autoutilitare au fost distruse complet, iar a treia parțial în urma unui incendiu izbucnit astăzi dimineață într-o parcare de pe strada Pacea din municipiul Botoșani. Angajatul unei firme din apropiere a observat flăcările și a sunat după ajutor. La adresa indicată au ajuns două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Botoșani. În momentul intervenției pompierilor, flăcările depășeau 4 metri înălțime. După ce au lichidat vâlvătaia, militarii ISU au ajuns la concluzia că focul a pornit de la un scurt circuit. Alarma s-a dat dimineață, iar la adresa indicată s-au deplasat imediat pompierii. Două autoutilitare ardeau complet, iar în momentul intervenției militarilor, flăcările depășeau 4 metri înălțime. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Botoșani cu două auto speciale cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție, două autoutilitare ardeau complet, iar a treia parțial. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să protejeze de foc alte două autoturisme parcate în zonă. Incendiul a fost stins de pompieri, care au ajuns la concluzia că vâlvătaia a fost generată de un scurt circuit.